Amândoi. La mari nu știm, doar pe sticari treci ca să... Găbiță, e vină la mine. Ia uite la aici, la mine, și zi o poezie. Hai zi, că te filmezi, da? Zi. Caia, care a învățat mamaia? Da. Coconiță, știi ceva? Mai stă la dumneata. Un hal de asta de farfurie face atâta gălăgie. Mă duc în casă, mă sui pe masă, dau cocosul, fac cafea. Eu sunt stăpân în casa mea. Bravo, băi, Găbiță, băi. Bravo. Și câți ani faci tu azi? Cât? Cât faci azi? Câți ani? 4. 4. 4 ani. Zi. 4 ani. Da. Cât faci? Zi. 4. 4. 4. 4. Hai, zici. Acum te-am 4. Filmat și o să-i dau lui Măta, da? Să vadă. Da? Piața să vadă. Cum? O, vezi, ca un petit covedi. Să-i zic cu mamaia să... Să-ți vezi pozele tale, că nu te iai văzut. Nu. Să-ți vezi pozele tale. Aha. Dar are grădință aici aproape, nu? Da, da, e un curba. Lângă tataia, Nico. Așa, e statur, nu pregăti mama lui Damian. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Găbiță să trăiască, Găbiță să trăiască, la mulți ani. Vai, dar ce bunătăți ți-a făcut mamaia aici? Am vrut eu azi, dar n-au putut. El a zis că Marcela mi-a duce tort, dar Marcela nu s-a gândit să ia tort. Nu s-a gândit, dar n-a avut timp Marcela. Are și ea o cucuță. Nu, am fost dimineață și a zis că nu... Deci n-aveau. N-am fost eu azi, era închis de abia. Da, trebuia să spun probabil ieri. Fac, dar trebuia să... Fac comandă de ieri. Și am zis că totuși să iau niște prăjiturile așa, să le pun eu sub formă de... Găbițu... Marcela mi-a duce tort, da, Marcela? Scoate limba aici. Da, așa mi-a zis de la că n-a venit de la servici. De la pati vin de asta, aluganu? Da. Lava? Da. Ce? Ce e colegul asta? Mă uit. Vezi mai lui. Marcela. E, s-o răspund, nu are nimic. Tataie, la farfuria ta. Tataie, da, sunt par de vin, nu prăjituri. Asta e a ta. A ta? Da, mamai. Hai din aici lângă mâna. Și cum, tataie, nu vrei să mănânci și el o prăjitură? Altă e tot cu fiescă. Cu fiescă, da. Cu fiescă? Frișcă. Las că la anul ți-aduce Marcela. Ia. Tort. E cu fiescă. La anul poate nu mai ești nici friș la anul. Cred că îi ajunge. Pentru tine, eu am zis că dacă mă duc dimineață, rezolv problema, știi? Dar uite că dimineață când